Primăria Municipiului Călăraș va executa în perioada 13-17 aprilie 2021 tratamente de deratizare în vederea eliminării populației de rozătoare de pe domeniul public în intervalele orare 8-12 și 13-17. Tratamentele se vor aplica doar atunci când condițiile atmosferice sunt favorabile. În caz contrar, putând fi prelungită perioada, fapt ce va fi comunicat ulterior, substanțele active ale produselor utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide. Se recomandă populației să evite circulația în preajma locației unde se face tratamentul, în perioada de timp și intervalele orare mai susmenționate. În caz de ingerare, antidotul este vitamina K și K1. Medicamentul trebuie administrat intravenos numai dacă apar alterări ale stării de sănătate și nu preventiv. În caz de contact cu pielea, spălați imediat zona afectată cu multă apă și săpun.